seara. Bună seara. O seară minunată, o seară minunată după un an minunat, după un campionat super reușit. Într-adevăr, în momentul de față putem spune că am împlinit visul nostru, visul patronului, visul oamenilor din Sfântul Gheorghe. Mă bucur foarte tare că am participat la această, știu eu, calificare într-o competiție europeană, o premieră pentru Șepși. Îmi doresc ca să nu fie și ultima, îmi doresc ca ele să vină, ca să spun așa, pe bandă rulantă. Ar fi foarte important și aici aș vrea să fac un apel la toți oamenii care trebuie să înțeleagă că ceea ce am făcut în acest an nu s-a făcut întâmplător. A fost foarte multă muncă, foarte multă transpirație, sacrificiu. Am avut o echipă fantastică. În primul rând mă refer la jucători care și pe calea asta aș vrea să le mulțumesc și să îmi cer scuze dacă mai și deranjez câteodată, pentru că performanța nu se poate face decât cu sacrificiu, cu disciplină și ei au înțeles lucrul ăsta, chiar dacă în anumite momente, știu eu, au mai avut și scăpări, pentru că e normal, suntem cu toți oameni și mai putem și greși. Vreau să mulțumesc conducerii că a fost aproape de noi și ne-a creat condițiile ca să putem să ajungem la această performanță. Nu în ultimul rând, aș vrea să mulțumesc staff-ului meu care mi-a fost aproape, m-au sprijinit, m-au ajutat, au fost alături de mine și în momente mai puțin faste. Mă refer la acea perioadă de pauză în care n-am fost lângă echipă. Lui Ovidiu personal, pentru că știu cât de mult muncește și cât de mult suflet pune și este o încununare a tuturor oamenilor care astăzi au trăit și au suferit alături de Șepși. Aș putea să spun. Cred că a fost un moment foarte dificil. A fost atunci când am dispărut, ca să spun așa, de lângă echipă. Pentru că să stai o lună de zile în afara gazonului cu jucători care trebuie să se antreneze zi de zi, să țină un anumit nivel, indiferent ce s-ar spune. E foarte greu când cel care face strategia nu e alături de băieți, de jucători. Cred că ăla a fost unul dintre momentele decisive și foarte importante. E bine că am trecut cu bine, v-am spus, mi-a fost alături staff-ul, am reușit să echilibrăm lucrurile, să menținem o stare de normalitate, ceea ce conta foarte mult. În rest, sigur că la fiecare joc ai provocări, ai momente mai bune sau mai puțin bune, au fost și momente în care, știu eu, poate am mai suferit puțin, dar nu foarte mult, pentru că nu s-a întâmplat pe parcursul campionatului sau poate că eu nu mi-aduc aminte în care să pierdem două jocuri la rând, ceea ce a fost foarte important pentru noi. Deci după ce am pierdut un joc, imediat am reacționat. De altfel, în campionatul regular am avut foarte puține înfrângeri, doar 4, ceea ce spune multe despre modul cum ne-am comportat noi în acest campionat. Nu e un simplu lucru sau ușor lucru să stai 34 de etape pe poziția a 4-a. Nu pot decât să mă bucur. Spuneam înainte de meci pe bancă, le spuneam colegilor, altă atmosferă, altfel simți, deci îți dau stare. La Sfântul Gheorghe noi am suferit foarte mult, am pierdut multe puncte pe teren propriu, datorită faptului că n-am avut suporteri alături. Suporterii aici sunt al 12-lea jucător, de fiecare dată încurajează echipa, de fiecare dată sunt alături de echipă și foarte important pentru noi să-i avem aproape. Îți dau altă stare, chiar și în momentele în care, știu eu, ești mai puțin conectat sau mai puțin pregătit în anumite momente ale jocului, îți dau aripi și contează foarte mult în economia unui joc să ai aproape suporterii care îți dau altă stare din tribune. Cu multă plăcere, mulțumim frumos și dumneavoastră!